Lilia, tu te-ai confruntat cu discriminarea la locul de muncă. Poți să ne spui mai multe detalii ce s-a întâmplat și prin ce dificultăți ai trecut ca să-ți găsești un loc de muncă? Deci m-am întâlnit cu diferite probleme. Chiar aș putea spune că atunci când, în momentul când trebuia să mă angajez, am fost la o rețea de magazine, să spun așa, unde atunci când am intrat în cabinetul doamnei sau a directorului care trebuia să mă angajeze la lucru, deci nici nu m-a mai întrebat nimic, ce studiam, ce am făcut, unde am mai lucrat, dacă am practică în domeniu sau nu. M-am întrebat numai dacă am copii. Am spus că desigur că am un copil, e mărișor, e la grădiniță, e grupa pregătitoare, adică nu stau cu el acasă. Și dacă în caz de ceva, are cine sta cu el. Adică dacă se îmbolnăvește, dacă nu știu ce se întâmplă, cine stea cu el. Am spus că am soră care poate să mă ajute, care... Și mi-a spus că mai mult nu a vrut să vorbească nimic, a spus, noi să vă telefonăm, la revedere. Deci fără să... Am mai încercat să spun ceva, doamna a pus capul în caietul în care lucra, n-a mai vrut să vorbească cu mine, n-a mai spus nimic și cu asta a fost. Cine ți-a propus acest loc de muncă? Acest loc de muncă l-am găsit chiar pe internet. Adică pe mai multe site-uri. A fost un singur exemplu când ți s-a reproșat că ai copil și nu te-ai putea descurca cu sarcinile care se pun în fața ta? Nu, au fost mai multe cazuri. De obicei, unde nu am căutat și să mă angajez la lucru, problema a fost întotdeauna copilul. Pentru că la ei, deodată se începe aici, voi nu lucrați la stat. Foaie de boală nu ți se dă și în cazul ăsta ce faci? Sau dacă ai persoană în loc, ai o persoană care să te înlocuiască, păi dar cum să mă înlocuiască dacă eu lucrez în postul ăsta? Pot să-i spun, vină pe două zile că la mine copilul e bolnav? Nu puteam. Și deci mi se reproșa întotdeauna că copilul e mic, veniți mai târziu, când copilul o să fie la școală. Acum când copilul e la școală, iarăși e o problemă. Până la ce oră învață copilul, că până la ora asta voi nu puteți, până la 3, de exemplu, 4, dacă merge copilul cu tot cu meditații. E aceeași problemă. Aveți copil, păi da, când să lucrezi? Atunci când copilul să aibă 12 ani, 12 ani. Așa și nu am reușit să mă angajez. Acum, în genere, nu mai caut pentru că nu are rost. Pentru că oriunde nu te-ai adresa, deodată ți se spune, până la ce oră învață copilul. Dacă copilul e până la ora 4, eu la 4 deja trebuie să-l iau, chiar să-l dau undeva până la 5 să fie, adică să prelungesc meditațiile sau oricum, nu reușești, tu la 5, jumătate la 6 ieși de la lucru, ce faci? Și atât întotdeauna ți se pune întrebarea la care tu desigur că nici nu știi ce să răspunzi. Păi, dar când atunci să mă angajez la lucru? Probleme sunt întotdeauna, adică problema aceasta. Când erai însărcinată, tot ai avut astfel de dificultăți sau doar după naștere s-a întâmplat asta? După naștere, adică cât am stat cu copilul acasă, nici nu am căutat de lucru. După ce am dat la grădiniță copilul, în a doilea an, adică grupa mare, deja grupa mijlocie mare era, am început să-mi caut de lucru. Și problema totdeauna a fost, vine iarna, ce faci? El răcește. El e copil micuț, eu am avut copii și eu știu ce înseamnă asta. Chiar femeile în poziție de angajator întotdeauna mi spuneau, eu am avut copii și eu știu ce înseamnă asta, adică tu nu mai trebuie să vorbești nimic, pentru că eu știu ce înseamnă asta. Și problema a fost întotdeauna... Asta s-a întâmplat în instituțiile de stat sau în companii private? Da, mai mult în companii private, pentru că ei întotdeauna îți spun că aici nu e instituție de stat, noi foaie de boală nu ți putem da și chiar dacă ar fi să-ți dăm foaie de boală, asta odată în an, o săptămână. Și ți se scoate din salariu, adică îți spun o sumedenie de probleme care ar urma după ce e statul acasă, să-ți fie aplicat. În ce domeniu îți cauți un loc de muncă și ce servicii trebuia să prestezi pentru angajatorii care te-au invitat la interviu? Deci au fost când copilul era la grădiniță, îmi căutam de lucru ceva mai puțin poate responsabil, ca să pot să, în caz de ceva, să pot chiar să mă înlocuiască sau să pună pe cineva în locul meu și eu să pot copilul să... Am cătat ca secretară, ca casier, chiar și la același magazin. Spune-ne mai mult despre tine. Ce ai absolvit? Câți ani ai? Ce vrei să faci mai departe? Deci am 30 de ani.
Acum absolvesc facultatea de psihologie. Prima facultate? Da, prima facultate. Am mai făcut contabilitate și aș dori, da, aș dori într-o instituție, într-un liceu, într-o școală, ca psiholog să lucrez, desigur că. Pe viitor, crezi că se va soluționa cumva această problemă? Oamenii vor avea o altă atitudine față de femeile care au copii? Cum crezi că ar trebui să se procedeze angajatorii? Deci, aceasta desigur că este o problemă foarte mare și eu cred că dacă nu se vor implica oamenii care au trecut prin aceste probleme, nu se vor adresa instituțiilor care se ocupă de verificarea acestor instituții care angajează, deci problema va continua și mai departe. De aceea și multe femei își lasă copiii și pleacă de acasă. Pleacă la lucru peste hotare, pentru că, într-adevăr, e foarte greu la noi, o mămică, tânără, chiar și copilul la școală să se angajeze la lucru.